Niciun român în finală. Sebi Ciobanu învins de Ismael Lond, iar Beni Adebuyi de Pavel Jurable. Și cred că acest meci are doar titulatura pe foaie de meci de rezervă al turnamentului, pentru că Ismael Lond și Pavel Jurable cred că vor lupta fără probleme în finală. Va fi un super fight între Freddy Chemaio și Sergei Lașenko. Însă, nu mai puțin spectaculos, sunt doi luptători care ar fi putut oricând să facă parte dintre cei patru care au desfășurat semifinalele. Francezul Freddy Chemaio, luptătorul străin cu cele mai multe meciuri în local combat. Prezent din nou la București, el a mai luptat și în 2010 pe 21 mai, atunci când a câștigat K1 București. Va fi un meci interesant între el și Sergei Lașenko. Acest Freddy Chemaio, un luptător foarte tehnic, de partea cealaltă Sergei Lașenko, un sportiv foarte, foarte puternic. Croșe de victorii pentru Freddy Chemaio în kickboxing. Vedem acum îngrijiri pentru Sebi Ciobanu. Cu spunea, 60 de victorii pentru Freddy Chemaio, 21 de înfrângeri și un meci terminat la egalitate. Victorii împotriva unor nume mari precum Alexei Ignașiov sau Stefan Leco. Va fi un meci interesant între Freddy Chemaio și Sergei Lașenko. From Ukraine and fighting out of Chakuriki Gym in Holland. Ladies and gentlemen, please welcome to the ring, Sergei Tough Guy. Un luptător de la celebra sală din Olanda, Chakuriki Gym, este vorba de Sergei Lașenko. Un bandaj pe unul din degetele de la piciorul drept al lui Freddy Chemaio. Să sperăm că nu este o accidentare pentru sportivul francez și va putea să ducă acest meci. Sergei Lașenko a început să se antreneze în Ucraina, a făcut tranziția spre Olanda, acolo unde o bună parte de timp s-a antrenat la clubul Mike Gym. Acum a părăsit clubul Mike Gym după semifinala K1 din Tokyo și a venit la Chakuriki alături de Tom Curry. Alături de antrenorul Tom Haring se află și Ibrahim Arab, sportivul care a luptat în primul meci, dar și promotorul lituanian Donatas Simanaitis, un promotor care are foarte mulți luptători ucraineni, unul dintre este și Pavel Zuravlov sau Zabi Samedov, alt luptător pe care l-am văzut în tribune la această gală. Mai avem în această seară încă 3 super fight-uri, un meci exploziv între Carter Williams și Hezdi Gherghez, apoi 2 români, Andrei Stoica împotriva lui Arnold Obortov și Raul Cătinaș, care va da piept cu Mighty Mo și evident la final, finala. Lașenko în niciun caz nu arată ca un luptător, nici măcar poate ca un sportiv. Întotdeauna a fost pufos Lașenko. Pufos, dar în jos. L-a prins cu acel croșeu de dreapta Freddy Chemaio. Bună stânga, frumos croșeul lui Freddy Chemaio. Low kick puternic.
O dreaptă foarte bună din partea lui Freddy Chemaio. O câteva lovituri care au spart garda lui Chemaio, câteva lovituri al lui Lașenko. Încă o dată dreapta pentru Lașenko, o dreaptă și la corp trimisă de ucrainean. Foarte bune loviturile de braț al lui Sergei Lașenko, n-a trimis nici măcar o lovitură de picior. Foarte bun blocul și iată încă o stângă direct în bărbia lui Freddy Chemaio. Bună lovitura la corp, a urcat acum spre figura lui Chemaio. Să ne lăsăm înșelați de prestația lui Chemaio de până acest moment. Este stilul francezului, o primă repriză în care nu luptă foarte puternic. O să-l vedem o dată cu trecerea timpului, dacă va apuca finalul acestei reprize, o să-l vedem luptând altfel pe Freddy Chemaio. Oh, și o primă, un prim contact cu podeaua și o primă numărătoare pentru Freddy Chemaio. S-ar putea să ai gura aurită, Vali, și să nu mai vadă repriza a doua, Freddy Chemaio. Foarte puternice lovituri de braț expediate de Sergei Lașenko. Se bazează pe aceste lovituri ucraineanul. Iată-l din nou în colțul ringului pe Freddy Chemaio, are ceva probleme, încearcă să iasă acum francezul. Cum a aruncat acel pumn, a fost comanda stopa arbitrului care l-a atenționat pe Lașenko, a lovit și cu cotul acolo din greșeală ucraineanul. Era plecat de mult Lașenko la acea lovitură de braț al lui Freddy Chemaio. Iată lovituri puternice de braț trimise acolo de Sergei Lașenko, care pe care cei doi luptători încearcă un genunchi Chemaio. Plouă cu lovituri peste Freddy Chemaio. Parcă nu mai vrea să se oprească Sergei Lașenko, dar iată cum dă și francezul. Ce serie are acolo francezul, vine și răspunsul lui Sergei Lașenko, care pe care cei doi luptători. Acum Freddy Chemaio aproape, lovitură de genunchi expediată de Sergei Lașenko. Foarte bună prima repriză făcută de cei doi. Un plus pentru Lașenko, care a reușit să-l ducă o dată la podea pe adversarul său. Frumos high kick-ul lui Chemaio.